În episodul de astăzi de Ratopia vreau să construiesc un tunel secret de la noua noastră bază secretă către baza mea din sat. Oameni buni, treaba este foarte, foarte simplă. E foarte cald afară și nu e absolut nimeni în sătucul nostru Ratopia, așa că este momentul perfect și oportun pentru mine. Stați așa un pic să mă uit să văd să am căștile date cum trebuie, ok. Este momentul perfect și oportun pentru mine să îmi fac o altă ascunzătoare și o să vă explic imediat de ce vreau să fac asta. Ei bine, dragi oameni buni, am încredere în Ociv. Nu mă va trăda deloc sezonul acesta de Ratopia și că vom fi frați până la moarte și dincolo de ea, doar că ideea este că într-un punct sau altul ar putea fi și Ociv corupt. La modul că ar putea veni împăratul sau unul din polițiști sau așa mai departe să spună că, bă, uite, acolo e Dani, gen, vă dăm suma asta dacă ne spui, dacă ne spui unde e Dani. Și într-un punct sau altul îl poate influența pe Ociv treaba aceasta. Deci vreau cumva să am un backup. Nu vreau să-i spun că o să plec de aici sau ceva de genul acesta. O să-i las și backpack-ul totuși. Vreau doar să ciordesc patul ăsta, că nu am al pat și lemnul ăsta nu, actually, și o să mai trebuiască cablul ăsta. Ok, restul las aici. Bun. O să astup înapoi cum a fost și o să-i spun că practic eu aici în iglu trăiesc. O să facem o chestie pe aici, nu știu, o să mai repar, o să... habar n-am, nu știu, o să mai fac eu câte ceva pe aici să pară că eu chiar aici trăiesc și că nu m-am dus în altă parte, dar eu de fapt având o a doua bază de care nici el să nu știe și dacă chiar ieși nu o să fie corupt și așa mai departe nici el și nu o să mă dea în gât vreodată cu ceva, e bine, o să pot să-i spun că de fapt și de drept am avut și o altă ascunzătoare pregătită în caz de orice. Așa, apropo, vreau să mai spun faptul că am făcut acest format unde mai dăm zoom out pe cameră, o facem web-ul full, așa să mă vedeți pe mine frumos că sunt nebărbiric, că nu mi-am mai făcut barba. Am împrumutat acest frumos layout de la Tiner, care l-am promutat de la Lucalu, care cum ar veni frații noi aici între noi. Deci să-mi spuneți în comentarii dacă vă place chestia asta, să știu dacă să mai fac sau nu. Ok, o să amenajez puțin pe aici, o să fac puțin terraforming, încât să nu-și dea seama Ociv, că să nu zică că nu am stat pe aici sau ceva de acest gen. Se pare că a fost cumva locuită de mine zona asta, plus minus cât de cât. Aici aș vrea să pun un campfire, dacă reușesc. Aș vrea să iau niște lemn de ăsta așa frumos. O să pun așa un de ăsta. O să mai pun unul aici. Ok, și aici în mijloc aș vrea să pun un campfire. O să fac și patru butonașe de astea, perfect. Bun, au băgat ei ceva mod, am văzut de... nu știu cum se numește, pui mei, dar îți craftez chestii. Uite, eu dacă fac așa, trebuie să ies, gen, trebuie să am grijă cât craftez, că dacă pun aici o să-mi ia tot, mă rog, în fine, nu contează, asta e mai puțin important. Vreau să văd dacă am cărbune cu mine, am, oh yeah, perfect, uite și niște bețe, Ok, hai să facem un campfire, nu știu dacă pot, ba, dar uite că, bro, what, ția, gen, continue craft, gata, cred că nu mai e acum, să sperăm, în fine, o să-mi pun aici un campfire. Deci nu știu cum, cred că ăsta ar fi mijlocul, adică ăla e mijlocul, dacă e. Nu e chiar ăsta mijlocul, dar în fine. Nu e chiar ăla mijlocul, dar e ok. Avem astăzi și susținători lângă noi, dragi oameni buni. O să vină Caisana lângă mine, care o să se uită la mine cum o să-mi fac noua bază pe Ratopia, pentru că e foarte prinsă. Ea s-a uitat și la Park City când am făcut Park City-ul și acum se uită și la Ratopia. E foarte, foarte prinsă de tot ce se întâmplă aici. Mă, deci avem campfire-ul ăsta, problema e că atrage atenție. Doar că avem nevoie de un loc unde să ne gătim chestiile. Și pe lângă asta aș vrea eu să iau cățelușii lui Ociv dacă pot, dar nu cred că pot să-i mut. Da, nu cred, da, nu pot să-i mut. Asta nu-mi place, de-aia n-avem ce să facem. Și nu știu aici în față, hai să zici că fac drumul până aici, ok. Ceva de genul ăsta. Dar nu știu aici în față ce să mai... Aici ar mai fi mers să facem ceva. Și cred că ar trebui să reparăm puțin și iglul ăsta, că el e reparat așa cât să nu plouă, dar arată urât, nu mai arată iglu de la făcut Ociv, ăsta e alt iglu pe aici. Putem să-l și reparăm, putem să facem și treaba asta. Și practic noi ce o să facem? O să pretindem că stăm aici, dar de fapt nu stăm aici.
în aceste iglube. În astea 25 de bucăți ar trebui să-mi ajungă. Întrerupem puțin acest videoclip pentru a vă prezenta site-ul celor de la Eneba, unde găsiți tot felul de jocuri, de la Minecraft până la GTA 5, Tannenberg, AFC 24, Rainbow Six Siege, The Hunter și foarte, foarte multe alte jocuri, Assetto Corsa și tot ce mai vreți voi. Pe lângă asta aveți și foarte multe gift carduri, e-gifturi și așa mai departe pentru iTunes, Netflix, Razer Gold, Spotify, Google Play, Uber, Uber Eats, Tinder, Airbnb, deci orice, orice vreți voi găsiți aici. Game Pass-uri atât pentru PlayStation cât și pentru Xbox, pentru Valorant și foarte, foarte multe alte lucrușoare. Vă las un link în descriere dacă vreți să aruncați un ochi pe site-ul celor de la Eneba și să vă cumpărați un joculeț. Iar acum haideți să revenim la videoclip. Deci, iubire, lasă-mă să-ți explic, o să dau microfonul un pic mai încoa, dar oricum nu cred că o să o auziți, gen că microfonul ăsta nu captează, trebuia să vină lângă microfon, ceea ce puțin cred că o să se întâmple, pentru că de obicei nu prea vine lângă microfon. Deci hai să-ți explic care e faza, iubire. Deci am venit în Ratopia, m-au arestat, pentru că ea n-a apucat să uite la ultimul videoclip, am fost arestat în Ratopia și practic am evadat din închisoare. A, da, era cu mine când am filmat, bravo, 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 bravo. Am evadat din închisoare, în fine, și am ajuns aici, în igloul ăsta unde a stat nociv. Problema e că m-am gândit așa și să-mi spui dacă m-am gândit corect. Din creierașul meu stau așa și mă gândesc că nociv gen e tovarășul meu și a zis că nu o să mă trădeze. Dar cumva, la un moment dat, dacă se oferă pentru mine o recompensă mare sau dacă se întâmplă ceva de genul ăsta, el mă poate trăda. Și atunci... el o să știe unde sunt, că el știe că aici sunt, că el m-a trimis aici. Și ce m-am gândit? O să încerc să fac locul ăsta să pare că stau aici, dar de fapt să am ascunzătoarea unde de fapt eu să stau, ascunzătoarea mea, gen. Ce zic? Are logică, nu? Ok, și asta, na, asta făceam acum, numai că acum vreau să repar iglul ăsta puțin tel, nici prea știu cum să repar, gen, dacă mă credeți sincer. Nu prea știu ce aș putea să-i fac lui iglul ăsta. Arate un pic mai bine decât arată acum. Mai pun așa un strat în sus, poate. Și nici eu nu știu. Așa, gen, cumva, habar n-am. Se pare că n-am mai... Arată ca o fie... Stai, dau ăsta jos de aici. E din cauza lui ăla. Da, arată mai ok. Arată un pic mai ok. Și mă rog, acum se mai poate sparge și un bloc 2 de pe aici să nu mai fie așa claustrofob totul. Deci merge, dar n-am și o lopată, bă, că aveam lopez la mine, uite-mă că am un ăsta aici, o lopată. Bun, și avem chestii de diamant, o să ne putem face și noi lucruri de diamant. Doar că nu cred că o să le fac chiar acum. Bun, hai că am spart dacă e. Am spart tot, gen, nu că... Ok, perfect, acolo alea două le mai sparg și momentan o să las așa aici. Ce o să mai fac? O să mai bag un furnal, craftinghie, deci n-are rost să mai pun. Aș vrea să mai pun câteva chestii destul de esențiale, chestiile cu care eu am evadat. Astea sunt chestiile pe care eu le-am spart în momentul în care am evadat, gen. Și o să le las aici, n-o să, evident că nu o să le iau cu mine în partea cealaltă. O să mai pun niște sweet berry-uri aici. Ok, și în principiu cred că cam atât, I guess. Aș putea să mai pun și niște bambus, primai că bambusul atrage atenția și să-l pun cumva pe sub copaci, ca să nu avem probleme. Când zic pe sub copaci, zic ceva de genul ăsta. Ok, uite aici pot să mai pun aici, perfect. Și atunci eu o să crească și o să avem și niște bambus în zona asta secretă, teoretic, în baza asta secretă. Iar acum o să mă duc eu pentru că vreau să-mi fac baza secretă mult mai aproape de oraș. Vreau să-i spionez destul de mult, mă rog, mai aproape de sat, nu de oraș. Vreau să-i spionez destul de mult și ce mă gândeam eu, că ar fi foarte tare să avem baza secretă fix în râul ăsta din spatele casei noastre. Pe aici, pe undeva, că e și la costa înghețat și ar merge făcută pe aici, pentru că dacă o fac pe acolo o să fie odată unul la mână și greu să își dea seama că sunt acolo, cine pui mie stă într-un lac înghețat. Și doar la mână o să mă bag așa pe sub apă și o să ne facem o bază secretă într-o peșteră pe acolo. Cred că ar fi destul de tare. Pot să-mi fac și tunel până la mine în casă, da, exact. Exact, chiar pot să fac și treaba asta și o să am și un plan în cazul în care o să fiu alergat la un moment dat de împărat, de șef, de Oana, de Matescu, abar n-am, dacă o să trebuiască să văd dacă pot cumva
să fac rost de 2-3 bombe să am cu mine, ar fi genial. În cazul în care voi fi alergat, să pot cumva să scap destul de ușor. Pentru că, na, out of roleplay, n-am voie să le craftez alea. Trebuie să le luăm, trebuie să le obținem cumva, nu le pot crafta. Mă, nu cred că e nimeni însă. Bro, de ce face ca acordeonul? What? Tu-l vezi pe ăsta? Hai că i-am dat una, dar n-am mai putut, am dat pe lângă el. Hai să bag un pui de sus. N-are ce să mă vadă, că teoretic nu e nimeni însă, dar o să mă uit așa un picuț cu binoclul ăsta să vedem. Poate, între timp a apărut cineva și nu știu eu. Deci n-aș vrea să se întâmple. Ok, deci aici este... Sunt câteva case, o să merg mai așa mai tiptil, gen. Eu stau în... Casa asta de aici, ea mea. Adică asta. Asta e al Oana. Și aia lui Luca, mamă, câtă casă are, băi, ești nebun. Ok. Păi atunci aș vrea... O ascunzătoare secretă pe aici, pe undeva, fix cam prin spatele casei mele, gen. Iubire, știi unde o să o facem? Uite, pe aici o să avem intrarea. Ce zici? Merge, nu? O, lișnițelă, uite aici. Și ca să-mi dau seama că asta este intrarea, o să pun așa. Vezi? Două de-astea așa, de aici trebuie să scot toată apa asta. Deci va trebui pe aici să umplu cu pământ chestii, trestii, socoteli. Ca să pot să scot toată apa asta de acolo, gen. Acolo să fie intrarea în baza noastră. Dacă te uiți așa, gen, dacă nu, dacă cum trec oamenii așa fugitiv, da, nu. Nu-ți dai seama, știi? Gen, e chiar foarte ok, că nu cred că se prinde, nu cred că o se prinde nimeni de faptul că acolo, de fapt și de drept, o să fie baza noastră secretă. Am nevoie de niște pământ acum. O să iau de pe aici, dar în așa fel încât să nu distrug, să pare că... se pare că am fost eu, gen, și că pe acolo e baza secretă. Iar n-aș vrea să se întâmple asta. Măi, și cred că bucățile astea trebuie să ajungă, nu cred că sunt mai mult de 47 de blocuri pe aici. Acum, problema e că o să trebuiască să-mi fac scară pe aici și nu știu exact cum o să fac asta. Mai că pun scară de aia normală, știi tu ce zic? Că n-am cum să fac... Să fac scară de aia, gen tip elevator. N-am cu ce, n-am soul sand, n-am nimic, știi? Deci dacă nu pot să fac scară din aceea, well, o să facem o scară normală, iubire. O să avem o... Fapt, am eu niște torțe cu mine, o să pun pe aici. Trebuie să fie cât de cât ascunse și torțele astea trebuie să fie maybe pusă una aici. Ok, și aici aș putea să ascund așa, aș putea să-mi fac o urcare de asta de pământ. Ei, cumva să nu se vadă. Până aici așa, așa. Aici o să-mi fac eu trebușoarea mea. Aici o să pun o scară cumva. Sau pot să, efectiv, să țin așa, știi? Și o să știu că aici e ascunzătoarea mea, gen, doar sparg un bloc și aici e ascunzătoarea mea. Merge și așa. Nu știu, lăsați-mi și voi în secțiunea de comentarii cum credeți că ar fi mai indicat să fac treaba asta. Și acum o să-mi fac eu aici colțișorul meu de rai, de trai, de... Oh my god, pică nici pun cap. O să-mi fac colțișorul meu, nu o să fie foarte, foarte mare, pentru că vreau să-mi fac și tunelul până la mine acasă, gen... Să am un tunel care să mă conecteze practic cu baza secretă și să pot să mă duc la mine acasă, dar cumva lumea să nu știe că ăla este tunelul meu secret. Acum problema ar fi că eu nu prea am locuri prin baza, adică am acolo peștera unde am villagerii și așa mai departe, doar că nu prea știu dacă pot să mă ascund cumva pe acolo, gen. Iar nu-mi dau seama dacă mă pot ascunde pe acolo. Ok, păi hai să mai sparg un bloc în partea asta. Ceva de genul ăsta. Și atunci o să mă gândesc eu la tunel cum să-l facem și un design la nebunia asta de bază secretă. Că nu vreau să o las așa.
Bă, ce pură este aici, nebun, că nu mai am durabilitate. Lasă-mă viața mea, că nu-mi trebuie. Nu-mi trebuie, că eu sunt jupând ăsta de fac aici, nu vezi, uite. Mă pricep, fac construcții. M-am făcut constructor. Aici o să fie, practic, o să arate destul de bine oricum cameruța asta unde o să stăm noi. Nu o să arate rău deloc. O să iau și andesitul ăsta de pe jos. E, mi se spar pichexul ăla în sfârșit, că nu mai puteam la cumpărea. Și o să luăm pe ăsta de diamant, să spargem și noi mai repede așa. Eu să-mi fac și pereți între timp. Ba de genul ăsta. Și pe jos pot să pun andesit. Tot am andesitul ăsta. Uite așa. Și aici pe pereți aș putea să folosesc alt tip de lemn. Să nu folosesc tot bărciul. Uite, aș putea să iau sprusul ăsta. Merge bine? Merge, nu? Nu merge? Arată cam urât? Pot să cred. Nu pot să cred că arată cam urât. Bă, eu l-aș fi pus că... mai era ceva. Da, gen, lasă-l așa, e că n-am foarte multe materiale și nu vreau să consum foarte multe materiale pentru baza asta secretă, că la o, adică oricând... asta o să o putem transforma oricând dacă nu o să afle absolut nimeni de ea, știi? În același timp, dacă... și aici nu e bine. Acolo trebuie să ieșim pe afară să modificăm puțin. În același timp, dacă cumva o să afle cineva de ea, o să fie nasol, pentru că trebuie să o distrug, gen, știi? Ok, hai să vedem în partea asta. Uite, aici pot să-mi pun torță cum vreau eu. Uite, o să-mi pun așa, așa. Așa, 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 perfect. Și hai să vedem aici afară cum o face, mi să nu se vadă. Da, de fapt nu prea se vede, nu? Adică le lăsăm și un indiciu, să nu zic că suntem băieți răi. Le las și un indiciu așa. Un indiciu prin care să poată să mă găsească, dacă vor să mă găsească, ok. Aici o să fac un crafting table. O să-mi pun aici un cufăr. Frumos, o să-mi pun patul aici. Cum să-l pun? Îl pun așa. Și o să-mi las backpack-urile mele aici. Toate trei backpack-urile o să fie puse aici. Și pe aici, prin față, de fapt nu chiar prin față, pe aici așa, o să avem tunelul care o să ducă către casa mea, gen, casa noastră din sat. Dar că o să vreau să pun și uși, de ce nu? O să vreau să pun o ușă aici și o ușă aici, gen. Cum o pun pe asta? Nu, zi tu. Gen, chiar nu se gândească nimeni că să cam asta, gen. Și poate să verifice. Bine, îți dai seama și după aia dacă o să mă prindă cu tunelul ăsta pe aici, că o să murim, gen. Oh my god, ok. Hai să ne uităm puțin pe hartă. De fapt, nu pe hartă. Trebuie să ies puțin cu F4-le să mă uit, să văd cât de drept să mă duc și cam pe unde să ies. Eu trebuie să mă duc destul de mult ca să ajung până aici, știi? Uite, și aș vrea să ies pe aici cumva. Dacă ies aici, ar fi perfect. Sper că villagerul meu e acolo, dar nu se încarcă doar. Poate nu mai e acolo, da. Ok, băi, suntem destul de departe un pic. Uite, noi suntem pe aici undeva. De aici suntem noi. Ok, n-are nimic. O să mergem tot drept. O să sap eu tot drept. Și o să revin cu voi când ajungem acasă. Nu o să vă țin așa, că n-are rost. Uite, mai întâmpi și dificultăți de astea pe drum și atunci eu trebuie să vin cu pământ și așa mai departe. Deci e mai complicat ce traseul până acasă, dar e ok. Astăzi o să avem tunelul secret făcut către baza noastră, din și o să fie foarte tare. Și nimeni nu o să știe. Ok, oameni buni, haideți că am făcut tunelul, suntem aproape de baza noastră și o să ieșim exact la villager. Problema este că a apărut Zeri în sat și trebuie să mă mișc foarte repede să nu cumva să creadă că se întâmplă ceva pe aici. Trebuie să mă mișc destul de repede, cât de repede pot eu o să încerc să mă mișc, să ajung acolo, după care nu o să stau sau ceva. O să cam plec, pentru că nu vreau să dau de bănuit nimic nimănui, nu vreau să știe absolut nimeni că sunt pe aici, că mi-am făcut tunel secret și așa mai departe. Vreau să fie destul de anonim, vreau să știe doar
nociv teoretic o să știe treaba asta, doar că vreau să văd mai întâi dacă chiar e trust și el sau nu, pentru că atât timp cât el a fost plecat, poate s-a răzgândit și nu mai e trust așa mare cu mine, gen, și nu mai are încredere în mine. Și atunci mă gândesc să-l testăm, dar nu știu, adică momentan nu pot să fac asta, trebuie să aștept să văd cum decurg lucrurile pentru el în sat în următoarele 48 de ore, pentru că așa, ăsta mi-a fost termenul pe care mi l-a dat nociv. Deci cumva trebuie să am grijă la treaba asta, după care o să vedem dacă putem avea încredere în el sau nu. Dacă reușește să facă el ceva și să mă readucă în sat, e și mai bine, și abia atunci aș vrea să-i arăt eu ascunzătoare. Bă, iubire, tot n-a ieșit bine. Am ieșit cu un bloc în... Wow, tare. Tu ai numărat blocuri. Eu am numărat blocuri. Am, oh my god, ok, n-are nimic. E bine și așa. Ok, și atunci practic nu o să știe nimeni de treaba asta, în condițiile în care... O să pun ăsta aici. Ăsta e calul meu, apropo, iubire. Cred că e tare, nu? Calul. E calul meu. What do you mean? Schelete cal. Oh my god. Aș putea să-mi iau calul de aici cu mine, chat. Aș putea unde ieși calul. Putea să-mi iau calul cu... Păi nu știu că am cal, dar eu pot să fac treaba asta, gen. Aha. Și pot să-mi duc calul, doar că nu o să fac asta. Nu vreau să dau absolut nimic de bănuit. Ba chiar o să pot să las și blocurile astea așa aici, gen. Deci nu vreau să dau absolut la nimeni nimic de bănuit. Ok, suntem înapoi la noi acasă, cine ar fi crezut așa ceva, suntem la noi la bază aici, nu o să scot capul prea mult pentru că nu știu pe unde e Zeri. O să mă uit așa un picuț de la geam doar să văd dacă s-a mai întâmplat ceva pe aici prin Ratopia. Ok, văd că nociv a început ceva acolo. Ok, da, pare că nu s-au mai întâmplat foarte, foarte multe lucruri, ceea ce e ok, să zicem. Nici nu vreau să stau foarte mult pe aici, m-am spus, o să plec, o să închid și astea. Ola mamic e goapa, eu făgeam ola mamic e goapa, da. Ok, păi în cazul ăsta, pentru că nu vreau să dau nimic de bănuici, pentru că nu pot să mă plimb așa în sat, e mult prea periculos acum, având în vedere că e Zeri pe aici, O să lăsăm așa momentan, nu mai am nici torțe cu mine. Aș putea să fac niște torțe, actually, wait a minute. Facem niște torțe, chat. Chat-ule, face niște torțe, ok, pentru că nu vreau să am treabă cu mobi sau ceva, nu vreau să spawneze absolut nimic pe aici, o să pun niște torțe. Mă rog, că doar pe partea asta nu avem torțe, în teorie, pe partea cealaltă suntem ok, suntem acoperiți. Acum, eu va trebui să stau aici ascuns. Momentan, până când trec cele 48 de ore, termenul pe care mi l-a dat nociv, să-l caut. După 48 de ore trebuie să încep să-l caut pe nociv și abia atunci să vedem care e treaba și ce a reușit el să facă. Dacă a reușit să facă treburi șmechere și să nu mai fie împăratul la conducere, e super. Dacă nu, va trebui să ne mai prelungim șederea și practic nociv nu o să știe că suntem aici. O să-mi dau mereu întâlnire cu el la Iglu acolo, pentru că practic acolo vreau să știe el că stăm. Nu vreau să știe nici măcar nociv că suntem aici, gen. Ok, o să scot de aici torțele astea, că arată estetic mai bine lanternele astea. Bun, perfect. Și mi-am făcut un foarte mic locușor aici. E foarte, foarte mic, dar arată foarte ok, gen. Iubire, vrei să vezi cum e asta? Stai că ți-arăt, uite. E tare? E șmechere, e haz rău de tot nebunia asta. Ok, hai să dau jos acum că nu ne ajută cu nimic. Apoleria asta mea de villager e bună, dar o să o țin și pe asta aici momentan, că nici asta nu mă ajută cu nimic. Păi îmi dă reducere la villagerea aia și îmi dă reducere la mending-ul ăla șmecher. Știi? Ok, aici trebuie să stop. Deci, oameni faini, cam asta ar fi, asta este intrarea și ascunzătoarea noastră. Sper eu să o găsesc, dar în teorie o să o găsesc, o să mă ghidez după, nici eu nu știu după ce să mă ghidez. De fapt, știți ceva, o să mă ghidez după andesitul ăsta de-i pus aici. O să uit. Nu, n-am cum. O să mă ghidez după andesitul ăla și mai mult de atât... Se vede ceva casă de aici, nu se vede nicio casă, dar este ok. Mai mult de atât pot să dau așa în conjur pe aici, o să mă mulc pe muntele ăsta și eu de aici, teoretic pot să stau să-i spionez, să văd când vine lumea în sat și când iasă din sat și așa mai departe.
Deci o să fie destul de tare. Lăsați acolo mare, mare like pentru episodul acesta de Ratopia. A fost un episod destul de interesant și sper să nu afle nimeni de ascunzătoarea mea. Uite eu dacă vin pe aici așa frumos și mă sui prin copaci, sau nici nu trebuie să mă sui prin copaci. Uite, ies în spatele casei lui Luca Luc. Și atunci pot să mă uit așa, gen... Oh my god, și am și zoom cu asta, deci vedem destul de mult la distanță. Vezi, iubire, cât pot să văd, gen... Am și spygles, da, și ei pot să mă vadă pe mine, tru. Foarte tru. Trebuie să am foarte mare grijă când mă plimb pe aici. Asta este singura chestie, pentru că, într-adevăr, nociv era destul de departe și se putea ascunde destul de ușor. Eu așa prin copaci pot să fiu văzut destul de rapid, tocmai de-aia o să mă și dau jos acum. Nu știu ce e asta. Seamănă, dar nu știu dacă e o pisică. În fine, o să mă dau jos din copaci și o să mă duc înapoi la ascunzătoarea mea secretă până când vedem ce facem în episodul viitor. Și să vedem dacă reușim cumva să dăm de nociv. Poate să vedem dacă reușim să reintrăm în Ratopia sau mai avem ceva de așteptat. Lăsați acolo un mare, mare like, am avut invitat special astăzi. Vă pup, vă iubesc și să aveți o zi cât mai minunată. Bye, bye.